Cu moralul la pământ după înfrângerea cu 3-0 în etapa trecută în fața echipei LPS Bihorul Oradea, echipa de cadeți de la CSS Zălău a recuperat punctele tocmai la Cluj-Napoca. Zălăuanii au trecut de CSS Viitorul Cluj cu un categoric 3-0 în urma unui joc dominat de la început până la final. În primul set, zălăuanii nu le-au dat nicio șansă clujenilor, pe care i-au învins cu 25-15. Al doilea set s-a disputat după același scenariu, volebaliștii din Zălău impunându-se la 11 puncte diferență, 25-14. Parțialul al treilea a fost cel mai echilibrat, însă tot elevii lui Dorian Faur s-au impus la final cu scorul de 25-23. În urma acestei victorii, CSS Zălău termină anul pe locul 2 cu 10 puncte la un punct distanță de primul loc ocupat de CSS 2 Baia Mare. În următoarea partidă, voleibaliștii lui Faur vor evolua tocmai în compania liderului în 12 ianuarie.